Bună seara! Sunt foarte onorată să mă aflu aici și îți mulțumesc, Cătălin, pentru onoarea aceasta și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ocazia să-l cunosc pe Cătălin și pe soția lui minunată și să văd că sunt mulți oameni în țara asta chemați de Dumnezeu pentru a fi lumină și a face o lucrare și de aceea cred că această televiziune online ne va putea ajuta pe fiecare să cunoaștem mai mult despre ce facem în diferite părți ale țării și așa nu știm poate unii de alții, dar cred că vom putea descoperi mult mai multe lucruri frumoase. Vreau să vă spun că pentru mine Prodocens Media înseamnă o medie pentru Dumnezeu, care îl onorează pe Dumnezeu prin tot ce face. Tata vorbea foarte mult despre importanța mass media imediat după Revoluție. Așa cum mulți l-ați cunoscut, a fost un vizionar, a fost un om care a deschis multe drumuri pentru educația creștină în România și a susținut pe toți cei care au deschis televiziuni sau radio sau presă pentru că a realizat cât de puternică este și ce impact are în lumea în care trăim. Pentru Cătălin astăzi, aceasta este un vis care a devenit realitate, dar visul acesta nu este doar al lui Cătălin, ci noi toți avem acest vis, ca să vedem că în țara noastră există astfel de comunicare mass media. Și de aceea vrem să-ți mulțumim astăzi, Cătălin, pentru că tu, de fapt, ai făcut toată munca și pentru noi. Tu porți steagul nostru al tuturor. De azi, trebuie să-l susținem cu rugăciune, cu bani și cu prietenie sinceră. Pentru că dacă ne aflăm aici, înseamnă că El ne consideră prieteni. Și dacă ne aflăm aici, înseamnă că El crede că și noi avem aceeași viziune ca și El. Cătălin e un formator de opinie, un om smerit, sincer, harnic și în orice domeniu slujim, ca și Cătălin vom vedea că doar atunci când ieșim din zona de confort vom putea vedea cu adevărat ce face Dumnezeu prin fiecare dintre noi. Prodocens ne va ajuta să aflăm unii despre alții și ne va inspira. Vom putea duce lumină și sare în locuri unde altfel nu am putea ajunge. O mare binecuvântare și responsabilitate în același timp. Este foarte benefic pentru generația tânără și pentru generațiile viitoare, pentru că mediul online este casa lor. Pot doar promite susținerea mea și a Asociației Evanghelistice și de Caritate Iisus Speranța României. Știu că Dumnezeu te va însoți pas cu pas. Mulțumesc!